Ședința Consiliului Local Slivnic, în care s-a discutat despre bugetul comunei, a fost scena unor amenințări cu moartea. Președintele AUR Sibiu, Sebastian Suciu, spune că viceprimarul Ioan Stângu l-a amenințat pe consilierul local AUR, Dumitru Frutur. Viceprimarul i-ar fi spus: stai-te-n doanele, te spinte, că-i 4 copii, intru peste tine în casă la orice oră și te omor, eu nu am nimic de pierdut, precum și numeroase alte injurii. Municipalitatea Sibian a anunțat joi că parcarea supraetajată din zona Mihai Viteazu este gata pentru inaugurare. Primăria așteaptă acum, după avizul autorizației de securitate la incendiu, ca să poată să și deschidă parcarea, ce are 320 de locuri și 4 spații de încărcare pentru mașini electrice. Primarul Astrid Fodor spune că în prima fază nu se va percepe nicio taxă de utilizare a acestei parcări. Procurorii sibieni au prelungit măsura controlului judiciar pentru Eugen Iordănescu, directorul Camerei de Comerț Sibiu, pentru încă 60 de zile. Iordănescu nu are voie să ia legătura cu nicio altă parte din dosar și nici să aibă vreo legătură cu activitatea Camerei de Comerț. Eugen Iordănescu este cercetat pentru delapidare, luare de mită și trafic de influență.